Chiar dacă trăim într-o eră în care tinerii sunt foarte informați și asta datorită internetului, la Giurgiu încă se mai fac dezbateri cu privire la educația sexuală. Un lucru foarte bun, mai ales că sunt subiecte pe care unii tineri nu le abordează, considerându-le tabu sau obscene. În cadrul unui seminar care s-a desfășurat la Ateneul Nicolae Bălănescu, mai mulți giurgiuveni au avut ocazia să afle totul despre sex, dar și despre bolile care se transmit. În cadrul seminarului interactiv de astăzi, intenționăm să îi familiarizăm pe cei prezenți în sală, atât tineri și mai puțin tineri, fete, băieți, cu ceea ce înseamnă noțiunea de planificare familială, contracepție, sarcină și educație sexuală. A fost un eveniment la care toți au participat activ și au vorbit liber, iar specialiștii au răspuns întrebărilor, astfel încât nimeni să nu plece nelămurit. Mai concret, vreți să aflați lucruri despre ce? Despre actul sexual în sine, despre metodele contraceptive, despre implicațiile pe care le are un act sexual, eu știu, practicat la o vârstă? Sexuală implică și transmiterea unor boli. Mai ales. Da, mai ales. ITS-ul și așa mai departe. Și gândiți-vă și la HIV-SIDA. Chiar dacă a fost o întrunire la care s-a vorbit mai mult despre contracepție și despre bolile la care sunt expuse, în special femeile, au participat și bărbați, considerând că este normal să știe cum să-și protejeze iubita sau soția. Chiar sunt interesat despre acest subiect, deoarece este și de datoria mea, adică nouă ne sunt explicate cât mai multe despre actul sexual, despre sarcini și cât mai multe. Și, pe de-o parte, actul sexual nu constă doar în datoria fetei, constă și în datoria mea de fel. Au fost anumite lucruri pe care nu le-am știut. Ca, de exemplu, cancerul uterin n-am știut că se face și acum am aflat. Și ai înțeles cum ai putea tu să te protejezi de o asemenea boală? Trebuie să mergem mai mereu la control, la controlul ginecologic. Și plus de asta am înțeles că se mai face un control special. După părerea mea, adolescentele nu prea sunt informate. Crezi că este nevoie de mai multă informare? Nu crezi că trăim într-o eră destul de avansată? Ba da, trăim într-o eră destul de avansată, dar cred că acest subiect nu este dezbătut foarte mult. Organizatorii spun că astfel de întruniri ar trebui să se facă periodic, pentru că acest domeniu este foarte vast și încă sunt foarte multe lucruri care ar trebui discutate. Pentru acțiunea desfășurată aseară, interesul a fost foarte mare, având în vedere că sala mică a Ateneului Nicolae Bălănescu a fost plină.